Astăzi am pornit mult mai greu decât ieri. Și ieri am venit de pe drum. Bine, intrăm la oră ceva mai devreme, dar ne-am mișcat cu foarte puțin talent. Așa că saga continuă împreună cu Mical, Cipri, care ne va filma și astăzi. Și sper să găsim niște șalei mai corespunzători astăzi, când am găsit. Ieri practic am prins 2 șalei cu care am dorit să punctăm în concurs, dar ne vom descurca. Toată lumea pleacă la pescuit, noi suntem printre ultimii, nu contează, va fi și astăzi o zi reușită. În ce măsură se vede pe cameră, dar sunt să rog pe Cipri să filmeze, să se vadă că și aici sunt destul de multe bărci. Adică e o presiune destul de mare pe șalei din zona asta. Și aici cele mai multe bărci, asta fac, vertical jigging. Dar să știți că nu e așa de ușor pe cum ați crede. Oho, oho, nice, 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 really nice. Nice action, yes, cool. Ooh, nice zander. Am văzut toată acțiunea. Perfect, really nice. Take a seat, mount at the feet. I'm hungry like a man fasting this week. It's time to eat, back from the dead, put the shit on repeat. I'm the missing link, open your eyes, nigga, what do you seek? My vision complete. Bitch, I'm as black as they come. Even shoot black when they come. I'ma shoot back when they come. Bang. They wanna attack, but I'm numb. Just kiss the black on my bum. Hot nigga, I'm moving back to the sun. Bitch, I just rap cause it's fun. Got my lady wearing all black like a nun. Make a deposit. Leave them with some knowledge. 100 grand and I ain't safe for college. Look, another one. My kids gon' get all this. Uncle Sam, what it all in the yard? When I brought it, add it up, nigga, we got a problem. Nice. Get out the way if you ain't trying to solve it. Hey. I don't know if it's 80 plus, but it's a nice one. Woohoo! Exact cum scrie la carte a făcut asta. S-a ridicat de pe substrat, a urmărit-o, am ridicat încet, 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 încet și bang! Dragilor, aceasta va fi cina. Se pare că l-am forțat un picuț cam tare. Oricum vreau să mâncăm astăzi un șalău. Așa că ăsta este. Quick strike. Nice strike. Yes. Nice strike. Not big one, but still another zander.
Încă unul la verticală. Ăsta nu l-am văzut decât în momentul în care s-a agățat în curlig. Eliberez rapid, eficient. Mai devreme sau mai târziu ne mai scoate cât un shallow. Este montată pe un, pe o greutate de 50 de grame. Este un tungsten, pentru că la concurs va trebui să pescuim cu greutăți fără plumb. Ăsta pe care l-am prins adineaori nu este un pește pe care am dorit să punctăm în primele două zile de concurs. Asta dacă vrem să ne calificăm pentru ultima zi. Dar nu se știe niciodată. Wow. Nice one! What a hit! Not a big one. Nu este un shallow mare. Ăsta o luat-o până în stomac. Încă unul pentru cină, cu părere de rău. Am modificat gramajul, mi se părea că nu-i place cum cade, am avut câteva urmăriri eșuate și pare că nu de mult l-am schimbat, am avut imediat prezentare, bang, l-a și luat direct. Mai bine mai avem un shallow pentru cină. Foarte greu să înțeleg de ce. Deci pragul e undeva la, nu exagerez, 100 de metri de noi, dacă nu chiar mai mult. Și nu înțeleg de ce am avut toate prezentările la distanța asta față de prag. Deci, practic, e un, o întindere de 9 metri fără absolut nimic. Deci nimic. Nici o structură, nimic. Nici măcar pești nu văd mulți ca să zic că ar avea motiv să stea pe ei. Dar, dintr-un oarecare motiv, aici văd că le place. Trebuie să și ai o viteză corespunzătoare de deplasare ca să-ți urmărească nălucile, pentru că altfel dai ca în fântână. Dacă te duci prea repede, iar nu-i bine, dacă te duci prea încet, iar nu-i bine. Se pare că pentru noi, acum, cel mai bine funcționează un 0,7-0,8 la oră. 0,8 km pe oră. Hai să mai schimb și cu ceva mai ușor. Deci mi-a dat mie mai înainte un ciocănel, băiețașul ăsta de cartier. Lăsa mica altă nălucă. Ăsta e rezultatul. Cel mai mic shallow de până acum. Scriem istorie. În loc să crească, parcă tot mai micis. Dar am găsit un pattern. Chiar și la vertical jigging am găsit un pattern. Nu știu ce puncte au ăștia, păi că tot să zici că shallow păstră. Ain't no room for honorable mentions. This is gonna be big. Ayo, the future is coming. Ayo, and I've been waiting. Ayo, got all eyes watching. Got them watching now. It's better. Watching now. It's better.
We've had some nice success on a new spot we chose, but lately we had some misses. Therefore, I put something that will wiggle its tail while we move, while vertical jigging, and I use the Copito 4L. I really love this lure. This is in really, really bright colors. And in about 10 minutes, I already had one strike and one fish. And the first strike I had was a much bigger fish, but exactly when the Xander stroke, I had some swells come in from the ships in the background. Therefore, I missed it. But I think we're gonna have some more fun with this lure today. Let's see what happens. Wow, good strike. Not big, but good strike. At least I don't think it's big. No, not big. Why does she see astăzi? N-are rost. Văd că am găsit în sfârșit o nălucă potrivită. Very good strike. Bilă 50 de grame. Stingere relax. Agrafă relax. Gumă relax. Change the lure to an Oklahoma on a 30 gram. Let it sink slower to the bottom. And again, as soon as I put it on, I had the strike. Catch and release. It must be the way I walk. It must be the way I talk. You know I got something to say, and I can keep going for days, yeah. Call me up if you need a little sauce, baby. Follow me if you get a little lost. I'ma put the money in a toll on the road. You gotta pay the cost to be the boss. Boss up. Come on. Boss up. Come on. Boss up. Come on. Boss up. Never been down on my luck. Boss up. Nice, not a big one. Or maybe. Mamă, ce fain s-a urcat ăsta de pe substrat. Nu e mare nici asta. Oklahoma pe 30 de grame. Și nu pot să înțeleg ce le place să stea așa în suspensie fără să se miște deloc, Nelucă. Deloc. Da, asta a fost mare. Look, he's following again. Lost it too? Două atacuri am avut de la același pește. De aceea, în momentul în care ajung de obicei la fundul bărcii cu năluca, încerc să o mai țin acolo câtva suspendată. Asta zic când pescuiesc fără să o vertical jiguiesc. Pentru că cam cei mai mari șalei pe care i-am prins pe Dunăre, cam așa i-am prins. Un alt aspect plăcut al acestei ieșiri, pot să spun. Este că n-am pierdut încă nicio nălucă. Aproape că nu vine să cred, dar n-am pierdut nici o nălucă în două zile de pescuit. În spațiu Schengen nu se aruncă gunoaie. Exact.
Ok, big one. Ai, broke off. No, no, Xander, big Xander. F*** me. Big Xander. Mamă, ciudată asta, Cipri. Which floor? Big Ohio. This was the biggest Xander so far. Yeah. Important este că dau și așa, și așa. Pus un Ohio de 12 jumate, pe un 10 grame, mă l-am pus pe 12. Cred că am avut firul ciupit, sau e prea subțire firul. Nu, dar da, mi-a rupt. Not big, but... It's a Xander. Direct pe cap i-am dat. Cum ați văzut, astăzi am exersat pescuitul pe verticală, vertical jigging. Am avut și rezultate, am prins o grămadă de șalei astăzi. Am prins și șalei mici și șalei mari. Ne toarcem spre cazare. Caz că vreți să știți unde suntem, suntem în Europarks. Mă mai blochez așa din când în când pentru că mai văd pești pe sonar. Cred că tocmai am trecut peste un mega banc de albitură și de bibani. Astăzi a fost o zi super faină, super obositor pentru, și pentru mine și pentru Mical, pentru că n-am dormit prea bine azi noapte, prima noapte, știți, prima noapte când am ajuns la destinație, pe ce n-ai dormit, ești praf. Dar de mâine ne revenim. Suntem în Europarks. O să vă las în descriere, ca de obicei, toate detaliile legate de năluci, de unde suntem și toate informațiile de care s-ar putea să mai aveți nevoie în caz că vreți să faceți o expediție, o excursie în Olanda. Ce pot să vă spun este că odată ajunși aici, lucrurile nu sunt chiar atât de scumpe, cel puțin în ceea ce privește cazarea și închirierea de bărci. Sunt niște prețuri super accesibile. Cam atât pe astăzi. Cred că a sosit vremea să ieșim la mal, să filetăm niște șalăi și să pregătim cina. Și din nou niște pești pe sărăt. See you tomorrow. More fish.